Genial este numele unui proiect care le oferă o șansă în plus celor care își caută un loc de muncă. Lor li s-a pregătit un pachet integrat de servicii de informare, formare profesională, dar și de consultanță pentru lansarea unei afaceri. Aflăm toate detaliile despre acest program de la Marian Rujoiu, managerul firmei prin care se derulează proiectul. Bună ziua și bine ați venit la Observator! Bună ziua! Ce le oferiți mai exact celor care își caută o slujbă? Henry Ford spunea că dacă tu crezi că poți, ai dreptate. Dacă tu crezi că nu poți, din nou ai dreptate. Practic, noi învățăm cum să poată să devină angajați, dacă nu au un loc de muncă, cum să poată să devină antreprenori dacă își doresc acest lucru. Și le oferim cursuri de perfecționare, consultanță, mentoring, precum și o serie de materiale utile care îi ajută pe ei să se clarifice privind meseria care li se potrivește. Programul se întinde până în octombrie anul viitor. Care sunt etapele lui? Mi-este foarte drag un motto: fiecare om este ceea ce este datorită alegerilor pe care le face. Noi îi învățăm să facă această alegere. În prima etapă îi ajutăm să se hotărască dacă sunt buni să fie angajați sau angajatori, să se clarifice asupra acestui statut. Pentru că nu toți oamenii sunt buni să fie angajați, cum nu toți oamenii sunt buni să fie antreprenori. Și îi vom sprijini în acest demers. Apoi, vom face un studiu de piață și vom vedea ce cursuri le-ar fi utile lor pentru a le mări șansele de angajare. Vor urma apoi cursurile de perfecționare și în final, un grup de persoane va beneficia de consultanță privind demararea unei afaceri. Cine se poate înscrie la cursurile de formare? La cursurile de formare se pot înscrie toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, chiar pe site-ul www.fii-genial.ro. Descarcă aplicația, se înscriu, va urma apoi o selecție și vom alege persoanele care corespund cu rezultatele studiului. Pot aplica atât șomerii înregistrați cât și șomerii neînregistrați. Sunt recunoscute aceste cursuri? Da. Cursurile care le vom organiza pentru persoanele care aparțin grupului țintă din regiunea București-Ilfov vor avea parte de cursuri recunoscute de Ministerul Educației, respectiv Ministerul Muncii. Ei vor avea la finalul cursului o calificare de care le poate mări șansa să se angajeze. Spuneați mai devreme că un anumit număr de persoane va primi consultanță pentru lansarea unei afaceri. În ce domenii și mai exact cum anume îi veți ajuta? Atunci când vorbim de afaceri, dacă ar fi să luăm un exemplu al Google, sunt idei bune, care însă nu-și găsesc locul potrivit. Chiar dacă și lor li s-au închis multe uși inițial de a deveni marele concept, ei totuși perseverând și dezvoltându-și un plan, au reușit să se impună. Acest lucru dorim să-l învățăm pe participanți, anume să șlefuiască diamantul din ei, să-i îndreptăm în direcția potrivită, în conformitate cu abilitățile pe care aceștia le au, și le vom oferi consultanță și mentoring pe domeniul marketing, îi vom asista în întocmirea unui plan de afaceri, le vom acorda consultanță financiară, consultanță juridică, astfel încât în momentul în care ei decid să-și pornească afacerea respectivă, să fie o afacere cu adevărat de succes. O afacere profitabilă. Da. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit azi la Observator. Și eu vă mulțumesc. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.